Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre schimbarea sistemului electoral, despre avantajele și dezavantajele sistemului uninominal. Aceste aspecte vor fi dezbătute împreună cu invitații ediției, care sunt Grigorie Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Novac, haideți să explicăm pentru început telespectatorilor de ce în ultimul timp acest curent sau această idee este din ce în ce mai mediatizată. Mă refer la introducerea sistemului de vot uninominal și care ar fi până la urmă avantajele și dezavantajele acestuia. Ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii în toată această epopeie? Bine, în ultimul timp se tot vorbește, însă de fapt nimeni n-a văzut un proiect de lege înregistrat în acest sens. Faptul că se vorbește, asta se pregătește câmpul pentru a ulterior a veni cu un proiect. Ce ține de avantaje la ziua de azi și în realitățile care suntem în Republica Moldova, chiar nu văd care sunt avantaje, cred că mai mult am putea să ne axăm pe dezavantaje și când vorbim de acele dezavantaje, vorbim că nu putem noi peste noapte să întoarcem total invers ceea ce numim noi un proces electoral, o campanie electorală și un scrutin parlamentar. Practic se dorește a scoate din circuit și din cursă partidele politice. Este evident că acest joc straniu este un avantaj pentru actuala guvernare, dar mai cu seamă ce ține de avantajele Partidului Democrat din Moldova. Tocmai de la el vine această inițiativă? Practic. Așa este, deoarece ei înțeleg foarte bine că mergând pe această formulă care o avem la ziua de azi, ei nici nu știu dacă vor trece pragul electoral, iar chiar dacă îl vor trece la limită. Însă conducerea acelei formațiuni politice care am menționat-o mai sus își dorește ca la viitorul scrutin măcar undeva să aibă și ea o reprezentanță în Parlament, iar votul uninominal și atunci când se merge pe această formulă, în această apă tulbure care va fi în timpul campaniei, cetățeanul simplu, alegătorul, nu până la urmă înțelege ce înseamnă în esență acest vot uninominal. Și se pregătește terenul pentru un singur partid care va controla? Clar lucru, dacă mergem pe vot uninominal, așa este. Pentru un partid, însă merg mai din umbriș, aș zice eu așa. Uitați-vă, putem să facem o paralelă ceea ce a avut loc la scrutinul din sudul țării, din Găgăuzia, când acei candidați care au mers pe circumscripții uninominale, nimeni nu spunea deschis că este adeptul unei formațiuni politice, însă peste noapte ne-am trezit, asta a fost și la precedentul scrutin, a fost și la acesta care l-am avut în pragul iernii, de fapt prin luna noiembrie, dacă nu greșesc eu, în a doua jumătate lunii noiembrie, și ne-am trezit cu majorități pe care alegătorul chiar nu le-a votat. Domnule Ciurea, vot uninominal crește șansele sau creează șanse inegale de accede în Parlament pentru partidele care nu au mijloace financiare? S-ar putea ca introducerea sistemului uninominal, care înlocuiește votul proporțional pe listele de partid, cu spisca, destul de criticat de către populație și vine cu o altă formulă, alegătorii votează în circumscripții unul singur, adică unul singur câștigătorul ia totul. Deci acest sistem cu siguranță ar putea să aibă un anumit impact. De obicei, politologii spun că acest sistem uninominal, sistem majoritar în circumscripții uninominale, reduce numărul de partide. Dar niciodată acest sistem nu a condus la un unipartidism, la un singur partid. El este un sistem
cumva adus din lumea britanică, anglosaxonă, americană, unde de obicei există două partide mari care se confruntă. Și acest sistem este favorabil acestor două partide. De obicei, dar în Republica Moldova există climatul existent pentru a merge pe această idee? Eu cred că în Republica Moldova, având în vedere tradițiile noastre, nu vor rămâne, dacă vom folosi acest vot uninominal, nu vor rămâne două partide, pentru că totuși sunt mai multe puncte de vedere, dar numărul de partide se va reduce și se va produce o simplificare a scenei politice. Cu siguranță că socialiștii în baza acestui sistem vor rămâne ca o forță puternică pe stânga. Alegerile prezidențiale au demonstrat că în cazul folosirii sistemului uninominal, alegerile prezidențiale este un exemplu clasic de utilizare a sistemului uninominal, socialiștii au șanse să câștige la nivelul întregului stat, iar pe dreapta va fi un pic diferit. Pe dreapta, cred că Partidul Democrat posibil își va întări pozițiile, dar asta încă trebuie de demonstrat, dar probabil nu doar Partidul Democrat, dar vor fi și formațiuni de dreapta care urmează să se consolideze. Dar oricum, eu consider că se va produce o simplificare, o reducere a numărului de partide, dar nu până la unul singur partid. Asta e utopie. Domnule Ciurea, vot uninominal ar însemna și o posibilitate mai mare de a corupe deputații? Aici deseori se atinge acest subiect. Se atinge deseori, deși nu mi se pare chiar corectă această abordare. Introducerea votului uninominal nu are ca scop reducerea corupției în politică. Introducerea votului uninominal are ca scop apropierea politicianului de alegător, politician care poate să fie corupt, de altfel. Pentru că uninominalul nu exclude acest lucru. Excluderea corupției sau diminuarea fenomenului corupției se face prin alte legi, de exemplu, legea finanțării partidelor politice. Aici se urmărește altceva, ca politicianul să fie mai aproape de alegător, să dea dar de seamă și eventual, după cum au declarat cei de la PD, să vedem cum se vor aranja lucrurile, chiar oamenii să poată demite acest deputat, să-i revoce mandatul. Bun, dar în ceea ce privește gradul de corupție, eu pot să vă spun, eu bănuiesc că acum gradul de corupție este foarte mare și nu cred că el se va diminua dacă se va introduce sistemul uninominal. Deci, repet, alte legi trebuie să funcționeze. Dar nu cred că el neapărat se va mări, acest grad de corupție. Noi vom vedea acest lucru doar după introducerea, în cazul în care acest lucru se va face. Atunci vom vedea cum e cu corupția. Legea în cauză nu luptă cu fenomenul corupției. Domnule Novac, o persoană care are bani poate ajunge mai ușor în Parlament făcându-și campanie electorală? Eu cred că nu pe asta o să fie pusă miza, inclusiv ce ține de, și nu doar bani, vorbesc de resursul administrativ, media, dar cel mai important factor ăsta este resursele financiare. Eu ceea ce am observat că chiar din campaniile precedente, atunci când un concurent electoral să zicem așa, sesiza cecul vis-a-vis de utilizarea resurselor financiare dubioase și proveniența lor, cecul nu tot timpul dovedea să monitorizeze și să ia atitudine. Însă, în situația în care vom avea circumscripții, și la fiecare circumscripție vor fi o sumedenie de candidați, că conform Constituției fiecare are dreptul să candideze și aici nu putem să limităm numărul de candidați, este un semn mare de întrebare cum va reuși cecul să monitorizeze acest fenomen care numim noi finanțare și proveniența acestor bani. Iar ceea ce ați menționat dumneavoastră pune în situație inegală o anumită categorie de concurenți, este evident că nu toți concurenții vor dispune de acele mijloace financiare pentru a face față provocărilor concurenților lor. Ce ține de coruperea alegătorilor, eu nu știu de ce, dar vedem că în ultimii ani acest fenomen ia amploare și nicio atitudine din partea instituțiilor statului. Mai ales că la noi nu știu de ce se aplică și dublele standarde în cazul în care unii
Noi ne mintim că în anul 2014 a fost scos un partid din cursă electorală pentru careva suspiciuni, care nici nu mai, n-am mai urmărit eu cu ce s-a terminat acel proces de judecată, însă vă dați seama, pentru a anihila un concurent puternic, iarăși în baza unor suspiciuni poate fi scos din cursă, pe urmă poți să te judeci, poți să dovedești nevinovăția, dar, cum se spune, trenul a plecat. Și aici nu mai poți face nimic. Nimeni nu o să anuleze un scrutin, ori să facă repetat. Domnule Novac, haideți să vorbim un pic și despre faptul în ce măsură acești oameni aleși de anumite raioane, în cazul nostru, ar putea să reprezinte spectrul total de interese pe care îi are în regiune. Mă refer aici poate și la medici, la pedagogi, la alte categorii sociale, dânsul provenind dintr-un domeniu, să presupunem, precum este inginerie. Aici este și problema că, în primul rând, fiind un potențial candidat, da, fiind specialist în un anumit domeniu, clar lucru nu poate să elaboreze. El, de fapt, poate, dacă teoretic vorbind, poate atrage specialiști din domeniu care să scrie un proiect de lege, iar dumnealui ulterior să-l promoveze în Parlament. Însă, atâta timp cât nu ai susținere, susținere din partea colegilor de Parlament, acest proiect din start este sortit eșecului. Și eu vorbesc, deci aici se poate, la nivel de profesionalism, adică cu atragerea, de exemplu, eu știind că domnul Ciurea este un specialist în anumit domeniu, lucrez cu dumnealui, mă consult, deci se poate. Însă, până la vot, este foarte complicat. Mai ales că noi nu avem o garanție că în Parlament, să zicem, o streacă candidați care provin din, nu știu, din domeniul medicinii. Aici poate nu fi niciun deputat. Și atunci încearcă prin comisiile de profil și explică unui coleg care nu are idei de medicină că acest proiect este bun și este necesar să-l votăm. Dar acești oameni vor loba interesele regiunii până la urmă? Până la urmă se primește așa, că vor loba interesele unei anumite regiuni. Și aici se primește că trebuie să de fiecare dată să negociezi cu alți colegi un fel de ti mne, ia tebe. Susținem acum, că eu pe urmă te voi susține în viitor. Domnul Ciurea, vă rog. Acum, în principiu. Da, eu aici câteva comentarii aș vrea să fac. În principiu, sigur că în ceea ce privește posibilitatea celor mai săraci, celor mai mici să candideze, din punctul meu de vedere, votul uninominal, din contra, favorizează pe cei săraci, pe cei mici, pentru că ei nu mai trebuie să facă campanie la nivel național și le chiar micșorează costurile de campanie. Ei vor putea să facă campanie în cadrul unei singure circumscripții, un partid sau chiar un candidat independent, și acest sistem este favorabil și favorizează, avantajează în primul rând chiar candidații independenți, pentru că în cazul sistemului electoral pe care îl folosim proporțional, din păcate, candidații independenți sunt inexistenți. Aici pentru ei se ivește o șansă să câștige. El nu trebuie să facă campanie la nivelul întregii țări, ci este cunoscut într-o anumită regiune și o face și poate câștiga. Cazul de la Orhei demonstrează poate contrariul. Da, cazul de la Orhei, din punctul meu de vedere, bun, nu este nici rău, nici bun. El arată că alegătorilor le plac oamenii bogați. Este o idee potrivnic stângii, de altfel, care zic, nu, bogăția trebuie să fie criteriul sau pentru alegătorilor care... uneori le se bagă. Alegătorii de bună voie cumva acceptă fenomenul corupției, dar asta nu este ilegal. Asta a fost, ei știau pe cine votează și au ales. Deci, da, putem discuta că poate nu a fost chiar elegantă această decizie și votul dat în favoarea cunoscutului oligarh, dar asta a fost decizia oamenilor. Și aici, un moment care... Al doilea moment care vreau să-l spun și cu asta închei. Da, se schimbă filozofia votului în cazul sistemului uninominal. Proporțional, cel care există astăzi, cumva deputații care sunt aleși, ei nu reprezintă o regiune concretă, ei reprezintă întreaga națiune și ei nu sunt responsabili în fața cuiva concret. Ei sunt responsabili în fața întregii țări. Cineva nu poate practic să-i retragă decât în anumite situații, le retragă mandatul. Deputatul care este ales în baza votului uninominal este responsabil concret în fața anumite regiuni
și a unui anumit număr de alegători care l-au ales și care locuiesc în această regiune. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că noi vom schimba un pic politicul nostru în cazul în care se acceptă. Deputații care vor fi aleși, ei vor da dar de seamă în fața unei anumite regiuni populate de oameni concreți. Eu cred că aici sunt și avantaje și dezavantaje. Eu revin la teza cazului de la Orhei. Nu se poate întâmpla ca să avem un în cazuri și în țara noastră atunci când anumite persoane politice sau economice, mai bine zis, ar putea controla o anumită zonă? Pentru că noi avem cu tot respectul liderul PAS, a făcut o declarație tare în viziunea mea, care zice: vreți să umpleți parlament cu hoți ca Ilan Șor. Da, vedeți, asta este atitudinea doamnei Sandu, care nu a candidat încă, bun, a candidat la prezidențiale, n-a candidat chiar eu. De ce doamna Sandu crede că ea, candidând într-o anumită circumscripție, neapărat va pierde? S-ar putea să câștige, având în vedere numele ei și imaginea ei, dar eu cum să vă spun, așa au ales oamenii. În anumite teritorii s-ar putea să câștige oamenii bogați, care să promită oamenilor tot felul de lucruri, unele dintre care chiar să fie în stare să le îndeplinească. Și eu cred că oamenii ar saluta în cazul în care vine oligarhul, dar care are grijă ca drumul în această localitate sau în această zonă să fie reparat, șoselele construite și tot felul de investiții făcute, oamenii ar saluta, cred, așa ceva. Și vor putea să închidă ochii față de anumite păcate care eventual poate să le aibă acest om. Domnule Novac, vă rog, până la urmă poate chiar și poziția partidului pe care îl reprezentați raportat la această temă. Eu cred că aici există și alt pericol care, nu știu, dacă o să fie domnul Ciure de acord cu mine, să admitem că un deputat X care a fost ales pe circumscripție, însă nu a dorit să facă majoritate cu cineva care, în opinia lui, poate fi corupt, ori nu promovează interesele Republicii Moldova în Parlament, și el, inițiativele lui fiind blocate de fiecare dată, din simplu motiv că nu face parte din această majoritate. Atunci el ce? Trebuie să fie revocat prin referendum, de atâta că nu și-a onorat obligațiile și promisiunile? Nu este așa. El a dorit, el a venit cu inițiative, însă a fost blocat. Da, noi rămânem de ceea ce discutam despre lobbyism. Și noi atunci ne pomenim în situația în care, iarăși, trebuie făcut un referendum. Noi să avem scrutinii electorale anul împrejur și toți cei 4 ani de mandat. Dacă nu la Briceni, atunci la Căușeni, dacă nu la Căușeni, la Ialoveni și tot așa. De fiecare dată. Și aici noi ce avem de câștigat? Iarăși, toate aceste referendumuri de revocare, pe urmă, ulterior, din nou, de organizat un scrutin, necesită cheltuieli financiare enorme. Și noi ne vom pomeni că ne vom transforma ceea ce numim noi proces electoral într-un sport național, așa să zicem. Când ne vom trezi că în toată luna, ori odată, nu știu cât acolo, vom avea fie referendum, fie alegeri. Fie referendum, dar când se mai lucrează atunci? Și vă dați seama că tot referendum, iarăși... Vorbim și de o capturare până la urmă totală a statului? Da, în esență așa și este. În esență așa și este. Statul Republica Moldova va fi practic paralizat. Iar cei ce numim noi cheltuieri bugetare vor fi pur și simplu enorme, care nu vor da un efect. Și atunci și deputatul va fi pus în situația în care va trebui să volens-nolens fac parte dintr-o coaliție ori majoritate care el nu dorește să o facă. Domnul Ciure, aici, dacă îmi permiți, eu cred că totuși este exagerat cu capturarea statului. În primul rând, deputatul ales în circumscripție, sigur, va trebui în Parlament să dea dovadă de abilități anumite politice, inclusiv să adere la anumite grupuri care să promoveze aceste idei. Și vor fi anumite târguri. Hai voi aici, faceți, noi acolo o să facem. Deci asta este inevitabil. Cu toate acestea, vocea teritoriului va fi auzit. În ceea ce vrește demiterea. Da. Este interesantă această idee și eu sunt de acord. Un pic riscantă. Nu știu dacă întocmai poate fi ajustată la prevederile noastre constituționale. Dar din câte știm din experiența altor state, asemenea gen de referendumuri se produc destul de rar.
Și ele necesită niște condiții speciale. De exemplu, Ciurea, mă scuzați că vă întrerup, dar experiența altor state a demonstrat că nu este practica asta atât de eficientă. Mă refer la cazul României, nu mai departe. Nu. Dacă vreți să discutăm cazul României, acolo niciodată nu a fost sistemul uninominal, sistemul era mult mai complicat și nu era uninominal. Dar revin. Deci, în cazul și acești deputați, și avem noi practica noastră a revocării primarilor, care demonstrează că asemenea referendum se produc foarte rar. Oamenii nu foarte des încep să se rățoiască, să lupte împotriva omului pe care îl aleg. În fond, din câte am văzut din practica noastră, noi am avut un singur referendum dus până la capăt în localitate, am impresia Răionul Strășeni sau Călăraș, în ziua alegerilor președintelui, a avut loc un asemenea referendum când oamenii au dorit să demită primarul din localitatea lor și au ieșuat. 60% din alegătorii satului au votat în favoarea primarului pe care unii vreau să-l scoată. În Chișinău tot se dorește, și Partidul Socialiștilor dorește demiterea primarului și vedem că condițiile sunt foarte dure și este destul de greu să organizezi un referendum pentru ca să-i retragi calitatea de primar. Același lucru eu cred că trebuie să fie făcut în cazul deputaților, dacă se va face. Să fie această posibilitate prevăzută, dar ea să fie destul de complicat de organizat, că altminteri domnul Novac are dreptate, vom avea referendum destul de des. Eu cred că nu aș fi de acord în totalitate cu domnul Ciurea, ce ține de dacă se merge pe această formulă și actuala guvernare, iarăși, aici este ca un joc de șah, dacă ei doresc să modifice Constituția și sunt încrezuți că au suficiente voturi, atunci pentru ei nu costă nimic să modifice legea ce își ține de referendumuri sau... Și aici vor începe reglarea de conturi. N-o să inițieze, de exemplu, ori să găsească un grup de cetățeni în localitatea X care, se, având sub control justiția, foarte rapid vor merge și vor găsi, și când se pornește o campanie mediatică de asta sălbatică, atunci... Dar vedeți, domnul, vă este foarte greu să organizați un referendum în ceea ce privește domnul Chertoacă, pentru că condițiile sunt foarte dure. Acolo e nevoie de 2/3 în Consiliul Municipal ca să-l demiți cu vot închis, secret, sau să o jumătate de mai mult, plus unul de consilieri ca să votezi inițierea referendumului. Păi bine, și dacă se modifică legislația? Eu nu știu cum va arăta proiectul, dar eu cred că aceste condiții destul de riguroase, destul de dure, trebuie să fie păsate. Nu oricând să organizeze un referendum. Deci, vorbesc ce aici ar trebui să fie, dar noi vorbim de realitate. Noi încă nu știm ce propun Partidul Democrat. Dar doar să vă aduc un exemplu din practica internațională. În Statele Unite, la nivelul statelor, poți să demiți deputații, nu la nivelul federației, dar la nivelul statului. Însă acolo 25% din alegătorii înscriși pe listă din statul celălalt trebuie să semneze o petiție împotriva deputatului. Și atunci poți să organizezi. Domnule Ciurea, dar sunt țări diferite ca nivel de dezvoltare și ca... E adevărat. Nu este o practică foarte frecventă, dar există. Bun, eu cred că oamenii în mare ar susține așa ceva, chiar și Partidul Socialiștilor a avut această idee și cred că o mai are în program, în programul politic, dar sigur că noi trebuie să discutăm, pentru că domnul Novac a punctat corect anumite probleme care pot să se ivească și ele trebuie evitate, aceste domnule probleme. Domnule Ciurea, ce facem cu doctrinele politice? Ce facem? De unde știu eu candidatul X e de stânga, de dreapta, de centru-dreapta? Da, aici interesele mele vor fi... Vom avea un parlament, asta cred, un pic mai puțin ideologizat, aveți dreptate. Omul care vine, deputatul care vine din circumscripții, el nu-l va interesa foarte mult culorile politice, ideologiile, orientarea chiar vest-est. Pe unii ar putea să intereseze, pe alții nu. El vine și are o poruncă clară din partea alegătorilor. Drum, grădiniță, școală, acolo drum, șosele reparate, iată, de asta să te ocupi. Și din punctul ăsta de vedere, asta ar putea să fie și o problemă. Aici sunt de acord, noi avem nevoie și de politicieni care gândesc la nivel național, nu doar la nivel local. Deci să aibă o gândire politică adevărată.
Dar eu cred că politicienii cu experiență din țara noastră sunt capabili să câștige alegerile în cadrul unor circumscripții. Oameni pe care îi cunosc lumea, oameni cu reputație. Eu cred, de exemplu, că socialiștii ar avea suficienți oameni ca să câștige alegerile în foarte multe circumscripții din această țară. Mai greu va fi pe partea dreaptă, unde acolo e cam dezmăț, unde există problema miliardului și iată aici probleme sunt mai mari, dar tot ei trebuie să o rezolve. Domnule Novac, domnul Ciurea spunea astăzi și despre controlul cetățenilor pentru deputați. Haideți să vedem cum este și ce ar propune votul ăsta uninominal. Eu chiar nu văd cum ar putea fi. Noi tot discutăm despre problema dată, dar... În esență, ceea ce spunea anterior domnul Ciurea, despre ideologie nu mai poate fi nici vorba, deoarece într-o circumscripție anumit, știți cum, un anumit candidat, el poate spune că el e pro-UE și este anti, nu știu ce acolo, însă în realitate, care apropo nu-l obligă la nimic. În campanie îl poate spune vers și uscat, cum de fapt se întâmplă foarte des. Și când o să meargă în Parlament, face cu totul altceva. Adică aici o să meargă, eu nu exclud că unii candidați vor fi, de exemplu, cu viziuni socialiste, care el niciodată n-a fost socialist, numai ca să camufleze așa, să-și facă o imagine, o bombonică frumoasă și care chipurile este gustoasă, însă în realitate nu este așa. Și când ajunge în Parlament, spre exemplu, eu nu cred că poate constitui temei de revocare, de retragerea mandatului, că el ideologic ceva nu spune. Asta nu poate. Nu poate. Aici. Și aici, iarăși, e alt pericol. Și cum o să controlezi asta? Dar nu-l poți controla nici că cum. Atunci când partidele politice propun o listă de candidați la funcția de deputat, este clar doctrina partidului, este clar programul partidului, este clar ce ideologie, din start spun accentele cu cine dorim noi să colaborăm, unii vedem vectorul de dezvoltare și așa mai departe. Da. În cazul dat, fiecare o să spună ce o să le trăsnească în cap. Și... Să înțeleg că până la urmă deputații care vor ajunge pe aceste liste uninominale vor avea o viață politică relativ scurtă. Pentru că ei nu se vor putea menține ieșind și din... Nu scurtă. Nu se vor putea, în opinia mea, nu se vor putea menține cei care nu vor fi loiali și nu vor fi ascultători cei ce numim noi majoritate. O să fie persecutați și blocați de fiecare dată. Noi vedem, noi acum, la ziua de azi, din realitățile care sunt, dați noi socialiști, câte proiecte ale noastre, bune, chiar și, nu știu, să vă aduc un exemplu, cu cei ce numim noi droguri, sintetici, spice. Da. S-a muncit, colegii au muncit foarte mult la un proiect, circa 6 luni. L-am înregistrat în Parlament, vine aviz negativ de la guvern. Astea sunt droguri. Noi vorbim despre droguri. Vine aviz negativ, peste o săptămână vine guvernul cu inițiativă copy-paste 99%. Au schimbat doar titlul și deputații care au semnat. Ia ca cu cine să se facă? Asta se blochează la o fracțiune. Dar la un deputat care, cu atât mai mult, nici nu o să-l ia în considerație. Nici nu o să-l poată introduce măcar pe ordinea de zi a comisiilor de profil. Asta îi vă spun din realitățile care sunt la noi și cei ce avem la ziua de azi. Noi ne sfădim acolo uneori la cuțit până să introduce un proiect și îi explici avantajele, îi explici că e un proiect bun și tot ca nu ca de perete. Pur și simplu că nu faci parte și nu ești de-a lor, de atât așa îl blochează. Și exact, și noi aici suntem mai mulți care promovăm, strigăm, anunțăm, discutăm. Dar unul ce va face? Ce? O să dovedească el să îmblă prin toate comisiile de profil? Să-i convingă. Noi când semnăm o inițiativă legislativă, unul, de exemplu, merge ca autor, ceilalți cu autori, care sunt profesioniști în domeniu și ne repartizăm prin comisiile permanente. Dar când și merge și explicăm. Dar unul, hai, pornește prin toate comisiile, numai când să te ocupi cu altceva,
Și, până la urmă, încă și ești blocat. Domnul Ciurea, vă rog. Da, aici, bun, ceea ce vreau să zic este că deputatul ales în circumscripție, în principiu, în mare măsură, va fi exact ca deputatul din Parlamentul de astăzi și el va fi membru a unei fracțiuni și el va trebui să fie partea unui partid de cele mai multe ori, dacă nu e candidat independent, și el va lucra în comisie, într-o anumită comisie, deci toate funcțiile se păstrează, doar că el va trebui să mai facă un lucru în plus, pe care s-ar putea că nu o face acum. Pentru că chiar înainte de emisiune vorbeam cu domnul Novac, zis că unii se duc în teritoriu, dar alții nu se duc. Toți deputații din Parlament aleși pe circumscripții nominale vor fi obligați, nu de lege, dar de situația politică, să mai meargă și în teritoriu și să le explice oamenilor, nu în orice teritoriu, să nu colinde toată țara, dar să meargă exact în circumscripția care l-a ales și să le spună cum merge lucrul. Bun, și dacă alegătorii vor fi nemulțumiți, el se va întoarce în Parlament și va fi obligat să dea din coate mai mult. Sigur că asta înseamnă poate târguri politice, sigur că asta înseamnă de multe ori compromisuri, cedări într-o anumită privință pentru, de dragul alegătorilor care l-au ales, să cedeze undeva, să dea de la dânsul în chestiuni neimportante pentru circumscripția lui și să voteze chestiunile care i-au fost sugerate de alegători. Doar acest lucru se adaugă, care mi se pare esențial. Dar în rest, eu cred că deputații vor trebui să învețe meseria de deputat. De asta înseamnă să fii membru de partid, să fii membru a fracțiunii, să lucrezi într-o comisie, toate aceste lucruri se păstrează. Doar că ei vor trebui să învețe asta din mers, vor fi oameni noi, mulți deputați vor fi oameni noi, nu vor cunoaște foarte bine meseria de deputat, care este o meserie destul de grea, specificul ei, cu proiecte de legi. Și, desigur, o anumită perioadă de adaptare, de ea va fi nevoie ca ei să se obișnuiască cu această funcție. Domnule Novac, haideți un pic să discutăm despre regiunea transnistreană. Vocea concetățenilor noștri va fi auzită chiar în cazul unui referendum sau în cazul în care vor merge la urnele de vot? Care este starea de lucruri acolo? Ce ține de regiunea transnistreană, evident, noi trebuie să luăm în calcul și să deschidem mai multe secții de votare în stânga Nistrului. Noi de fapt, vedem că toți așa spun că da, trebuie să lucrăm, trebuie să conlucrăm cu ei, să auzim durerile lor. Însă, în realitate, ia puneți-vă așa toți întrebarea, chiar din primele figuri actualei conducerii a statului, cine și când s-a întâlnit cu, ori a mers în stânga Nistru să întrebi, nici nu știu, care sunt durerile lor. Acest format 5+2, în opinia mea, în care, eu nu știu, ei îmi pare că ultima dată s-au întâlnit vreo 2 ani în urmă, care tot, eu nu știu ce se ocupă el, dar este unul nefuncțional, ineficient. Dar noi când spunem că trebuie să deschidem secții de votare în stânga Nistrului, noi trebuie să o facem. Că la urma urmei ei sunt cetățeni a Republicii Moldova. Și nu, să lăsăm noi la o parte fraze de astea veninoase că nu știu cum, nu știu de care, că asta nu duce la nimic decât la tensionarea situației. Și în actuala situație în care se află Republica Moldova, eu chiar nu văd cum vor putea ei organiza circumscripții în stânga Nistrului. Cum? Nici cum, că ce vor să margă, o să vină, ieși la cec și bună ziua, haideți să facem circumscripții. Evident că nu o să fie așa. Dar să ignorăm nu putem. Ori noi facem condiții pentru toți, că la noi o să trezească ca de obicei. Știți cum? Dacă vă amintiți, domnul Ciurea, noi am fost cei care încă din 2014 noi spuneam tare și insistam că să fie deschis cât mai multe secții de votare în afara țării. Ca să fim ignorați în 2014, scal și pe greblă atunci, și pe urmă în 2016 din nou au călcat pe greblă. Dar ce atâta strigați voi că nu s-au deschis? Trebuie strigat atunci, înainte de făcut mișcări, nu după, că nimeni nu o să anuleze un scrutin. Dar e și în situația și creată. Vorbi inutile. Dar și exact suntem în situația și la ziua de azi. Noi o să ignorăm pe cei de acolo și nu o să facem altceva decât să tensionăm. Însă nimeni nu a propus un mecanism viabil, real, cum am putea noi să facem ca cei din stânga Nistrului să fie reprezentați în
Parlamentul Republicii Moldova. Este o problemă. Nimeni nu vorbește despre asta. Parcă au uitat toți. Dar, pe de o parte, noi pretindem că, de fapt, noi socialiștii lucrăm în acest domeniu. Noi venim cu mesaje clare, concrete. Așa, concrete. Dar vedem cum unele formațiuni politice, inclusiv din Parlament, nu fac altceva decât să arunce săgeți veninoase în adresa lor și să tensioneze situația. Iar asta nu va duce la nimic bun. Nu, domnule Ciurea, în stânga Nistrului vom avea circumscripție, un deputat cu statut, nu știu, independent, va ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, șansele sunt reale? Eu nu știu cum vor rezolva această problemă. Dar sunt de acord aici cu domnul Novac într-un totul. În primul rând, chiar dacă alegătorii din Transnistria sunt preponderent alegătorii Partidului Socialiștilor, noi toți, ca țară, avem interesul să-i mobilizăm cât mai mult. Ei nu sunt parte a diasporei. Ei sunt mai importanți decât diaspora. Pentru că ei sunt cetățeni ai statului nostru, care trăiesc pe teritoriul nostru. Ei nu sunt plecați și ei trebuie aduși cu orice preț la secțiile de vot. Faptul că noi discutăm acest lucru în cadrul acestui proiect de sistem uninominal, eu cred că este pozitiv, pentru că încă o dată ne gândim, o dată în plus, ne gândim la alegătorii ăștia, cum îi facem să voteze. Eu nu prea văd mari probleme. Deci, ideea este ca să voteze cât mai mulți. În alegerile prezidențiale, poate greșesc un pic, dar au votat de pe malul stâng vreo 18.000 de alegători în turul 2. În mare parte ei au fost aduși pe malul drept, cu autobuzele. Deci eu nu văd nicio problemă ca Transnistria, de exemplu. Eu zic soluția mea, nu știu cum i-ai gândit de către cei de la PD, să fie o singură circumscripție, aceiași 18.000, dar poate mai mulți, să fie aduși, dar poate mai puțin, dar bun, aici e vorba de... Și să fie ales un candidat din Transnistria, care poate să reprezinte... Eu chiar pot să presupun că el va fi candidatul Partidului Socialiștilor, pentru că acolo alte partide nu cred că vor. Și el să fie deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea Transnistriei. Noi vom avea pentru prima dată cel puțin un deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care va reprezenta Transnistria oficial. Bun, noi am avut și în 90 deputați din Transnistria și pe urmă ei s-au retras, dar după 92 încoace, iată acești deputați, dar poate să fie 2-3 și atunci mobilizezi mai mult. Eu acum fabulez, încerc să-mi imaginez felul în care poate fi organizat. Sigur că sunt de acord cu domnul Novac, va fi greu de organizat la început pe malul stâng aceste alegeri, dar este necesar să se înceapă să se discute cu dânșii și nu doar domnul Dodon să discute așa cum face acum, dar să discute și ceilalți lideri ai țării, speakerul, prim-ministru, ca să se permită votarea pe malul stâng. Probabil în prima fază nu o să se permită. Bun, se organizează pe malul drept. După asta, treptat... Domnule Novac, mergeți în teritoriu, aveți întâlniri cu cetățenii, concetățenii noștri, înțeleg ce presupune de fapt acest vot uninominal și care sunt avantajele și dezavantajele acestuia. Și tot aici poate v-aș întreba dacă Parlamentul Republicii Moldova are mulți sau puțini deputați. Această problemă s-a pus deseori în discuții, vreau să aflu și punctul dumneavoastră de vedere. Clar lucru, eu în fiecare zi de luni sunt în teritoriu, discut cu zeci de cetățeni care vin, bine, eu am ore de primire și în cursul săptămânii când așa spontan unii cetățeni află numărul meu de telefon, mă telefonează și le fac o consultație. Însă cetățenii Republicii Moldova chiar nu au idei ce înseamnă votul uninominal. Dacă le explici așa, deasupra, parcă că nu e mare filozofie. Aici să înțelegi ce. Însă ce ține de avantaje și dezavantaje, e că aici e problema. Că dacă îi explici votul nominal, e explicat, uite, circumscripții, voi vă alegeți deputat. Și parcă pentru ei sună ceva atrăgător. Da. Dar dacă începe deschide paranteză probleme, și de a intra în esență, mulți rămân cu o sumedenie de semne de întrebare. Păi, da, stai că nu e chiar așa ce la prima vedere. Dar cea mai mare problemă pe care o avem noi nu am avut și nu avem practic o perioadă de tranziție, de a trece de la un sistem la altul. Noi
Republica Moldova și clasa politică încă nu are această, nu este pregătită pentru acest exercițiu. Cetățenii clar lucru că și-ar dori, dar nu cu aceste pericole pe care le-am ridicat noi la suprafață acum chiar și în această emisiune, nu-și doresc așa. Și eu zilele acestea am văzut un sondaj ce se ridică 80%, eu sunt departe de gândul că e 80%, ori nu știu cât acolo. Ca cei ce numim noi circumscripție uninominal și vot uninominal, cetățeanul nu îl înțelege. Îl înțelege în proporție de 10% din toate ce este. Din toate 100, ceea ce înseamnă. Și de obicei lor li se aduce doar informația ce este asta, așa, pe deasupra, ceea ce am vorbit, că îl alegeți voi și care da, care nu. Iar ce ține de, ce m-ați întrebat voi, dumneavoastră? Dacă sunt deputați mulți sau puțini? Nu știu, în opinia mea, numărul, sau? Eu să vă spun așa, cinstit, poate, da. Poate că o fi dur, critic, nu știu cum, însă noi avem o sumedenie de deputați care cetățeanul simplu nici nu știe cum îl cheamă. Dacă apare o secvență așa la televizor, se uită, băi, dar și mai este asta. Sunt pe care știu foarte bine și trezește și la ora 3 din noapte și pune poza înainte și el îți spune că asta e X sau Y. X sau Y, dar sunt care nu că nu-l cunoaște, el odată nu a deschis gura în timpul ședinței Parlamentului. Odată! Domnule Ciurea, 10%, ceea ce spunea domnul Novac, este suficient a trece la un alt sistem electoral? Și eu cred că lucrurile elementare, ceea ce, noțiunile de bază, oamenii le înțeleg în ceea ce privește votul uninominal, dar sunt și detalii care trebuie să fie explicate, discutate și eu cred că pe parcursul acestei sesiuni parlamentare, până în luna iunie, noi vom avea suficiente prilejuri pentru a discuta acest subiect, pentru că el este anunțat de Partidul Democrat care se află guvernare, cu siguranță că PD-ul îl va promova în continuare și în același timp societatea civilă va organiza discuții, se va merge în teritoriu, fiecare partid își va spune punctul lui de vedere, evident, și va explica, va argumenta și cred că pe parcursul acestei perioade vom avea suficiente motive pentru a discuta și a le explica oamenilor și a auzi părerea lor. 80%, nu știu, dar eu cred că și eu am fost în teritoriu pe parcursul ultimului timp, există un sprijin pentru această idee, că este 80%, 70%, e greu de spus, dar eu cred că trebuie să fie mai multe sondaje, nu doar acest sondaj, dar și alte companii trebuie să facă, mai ales după discutarea acestui subiect, pentru că ca să vedem și aceste cifre. Și, în fond, ne așteaptă, cred, o perioadă interesantă. E timpul oportun a reduce și numărul de deputați, ceea ce spuneam? E mult, e puțin, 101, avem 34 de raioane, avem 34 de deputați, plus propunerea, nu știu, 20 din partide, nu știu, ipotetic vorbind. Propunerea de a reduce numărul de deputați vine din partea președintelui Dodon, de la 101 la 71. Vreau să vă spun, asta este una din cele trei propuneri sau contrapropuneri cu care a venit domnul Dodon, vorba de votul în diasporă, favorizat și ajutat, bănuiesc, și în special în partea de est, este vorba de votul transnistrenilor și este votul de reducerea numărului de deputați. Eu cred că aceste propuneri, dar în special a treia, este susținută de populație. În primul rând că e vorba de economie, în al doilea rând se rezolvă problema cumva cu deputații ignoranți. Dar vreau să spun că și votul uninominal ajută, pentru că, bun, deputatul ales nu va fi cunoscut de toată țara, dar cel puțin de circumscripția cei care îl va alege, îl va cunoaște. Da. Și eu, în fond, sunt în favoarea acestei reduceri a numărului de deputați, dar sigur că nu eu particip. Aici, dacă domnul Dodon a venit cu această propunere și PD-ul a venit cu altă propunere, ei vor negocia. Și eu cred că este un spațiu de compromis între propunerile care au fost avansate, dar cu siguranță 71 de deputați, această idee este susținută de populație. 71 de deputați. Atât trebuie să fie format viitorul parlament? În principiu, PSRM susține inițiativa șefului statului, ceea ce ține de reducerea numărului de deputați de la 101 la 71.
Noi, de fapt, acest subiect este pe larg discutat în teritoriu și la mai multe întâlniri cu cetățenii Republicii Moldova pe care le avem în teritoriu. Clar lucru că, știți cum, începând de la Moș Ion, începând, băi, dar ce sunteți voi așa de mulți acolo? Și faceți voi atâția? Vă suntem hrănește țară. Țara 101, da? Sunteți, da, și de hrănim noi, da? Și de hrănim noi. Sigur că cetățenii au dreptate. Ceea ce v-am spus anterior, sunt o categorie de deputați care este doar o mașinărie de votat. Aici este, să ajung. Există majoritatea parlamentară. Ordinea de zi înainte, unii indicat plus minus și începe. Se spune votul și el, el are un singur scop, nu cumva să se încurce. Da, butonul. Nu, nu se votează butonul, da. Votăm cu mâna. Da. Este ecranul în Parlament unde e numărul proiectului și apel suit cu coada ochilor la și proiectul. Dar să-l întreb ce-i votat acum, el habar nu are. Domnule Novac, PSRM va spune nu aceste inițiative, vot unii nominal. PSRM cu siguranță nu va susține această inițiativă de vot uninominal și chiar îndeamnă și alte formațiuni politice să se abțină de la susținerea acestui proiect, deoarece, v-am zis, în această apă tulbură pe care o avem noi la ziua de azi, nu o să ne trezim în situația în care vom da peste cap ceea ce numim noi instituția partidelor și în genere va fi un haos total. Noi acum avem partide și haos în Parlament, dar dacă mai mergem așa. Domnule Novac, domnule Ciurea, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. O seară bună. Pe curând!